Iaca, am devenit și eu în sfârșit scenarist, regizor, producător și mă produc. Nici măcar n-am vrut, însă atunci când ești bibliotecar, când trebuie să te dezvolți permanent, când vrei să fii în mijlocul schimbării, trebuie să asculți de cei care te pun la treabă. Să accepți că și atunci când nu vrei, ți se pot întâmpla lucruri frumoase. Așa că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se împlinească. Atât de așteptat a fost acest curs de povești digitale că iată a venit. Și ne-am muncit de ne-a ieșit ochii în cele 3 zile ce tocmai au trecut rapid. Margareta Tătăruș, de la Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, a fost formatorul nostru și ne-a învățat de toate. Să scriem povești în care să ne punem crâmpiei de viață, să prelucrăm fotografii, să facem filme cu Movie Maker, să ne registrăm cu un program de editare audio, să punem muzică, efecte, animații și să ne ajutăm una pe cealaltă. Am realizat că dacă ai parte de bun dascăl, nu poți să nu faci față sarcinilor înaintate, chiar dacă a trebuit să depun mai mult efort. Acum pot spune, cu mâna pe inimă, că am acumulat abilități practice în domeniul tehnologiilor, că am mai multă încredere de a scrie și de a împărtăși cu voi ceea ce simt, trăiesc sau experimentez. Vă rog să nu mă certați prea tare pentru prima mea încercare de poveste digitală. Promit că am să fac și capodopere.